Astăzi, la ora de matematică, vom vorbi despre măsurarea timpului. Pentru început, v-am pregătit câteva cuvinte cheie și o ghicitoare, pe care o să vă citesc. N-are mâini și totuși bate. Bate într-una zi și noapte, șade oriunde l-ai pune, de-l privești, timpul ți-l spune. Tică e la capul tău și te trezește din somn. Cine este oare? Ia spune, Ștefan. Ceasul, foarte bine. Avem aici un joculeț. Ora 6 este până la amiază și îl unim cu ceasul acesta. La final o să ne și verificăm dacă am trasat bine sau nu. Cine vrea să spargă gheața? Hai, Ștefan. Trebuie să ne uităm la ora indicată de ceas. Bravo, foarte bine. Delia, hai să mai alegem aici o oră. Este ora? 10. Foarte bine, bravo! Aceste table interactive ne ajută foarte mult în activitatea didactică, să realizăm jocuri didactice, accesăm manualele digitale, fișe de lucru, lucrăm direct pe tablă, putem să le edităm. Sunt mult mai atrași pentru că ei sunt în era digitalizării. O să ne deschidem caietelul. Ne vom nota data. Iar ca titlu avem măsurarea timpului. Bun, scrie ora indicată de fiecare ceas după model. Avem soarele care ne indică până la amiază, iar luna care ne indică după amiază. Cine vine? Denis. Avem dimineața, cum spune la? Avem ora 6 și 25. Foarte bine, bravo. 6. 6. Și 25. Bravo! O să facem o lecție de actualizare, de fapt, actualizarea cunoștințelor, pentru că mâine știm cu toții, avem proba de evaluare națională la sfârșitul clasei a 6-a. Cine citește primul enunț și are curaj să pună și la tablă? Ia să te aud, Claudiu! Se numește triunghi dreptunghi. Ce mai are triunghiul echilateral? Hai să ne și amintim. Triunghi echilateral, în afară de laturile din definiție, Vlăduț. Toate unghiurile au măsura fiecare de 60 de grade. Bun. Prima dată mi s-a părut o adiție foarte interesantă și am vrut să le descoper imediat ce am intrat în clasă. Ce ai apucat? Am apucat, bineînțeles. Ce știi să faci? Păi, în primul rând, putem deschide foarte multe taburi, fișiere și printr-un stick, module. Ați avut voi acea fișă de lucru acasă. Acum o să continuăm cu exerciții scoase din varianta de evaluare. Ca să vedem doar partea aceasta de... și să o mărim. Pe asta la altă o să o închid. Ce mi-a rămas, da? Ca să o vedem mai bine. Iar igla. Bun, tragi de ea. Capătul de drum, pune un A acolo. Să îmbinăm algebra cu geometria. Finalul, B. 11 pe 50 din lungime. Din lungime, cuvântul magic. Din, adică mulțire. Hai, facem desenul, da? Desenați un triunghi ABC. V-am spus, este orientativ. Calculează măsura lui ACB. ACB. Adică aici îi pun semn de întrebare, cum obișnuim noi. Și cred că e simplu. Mai știu vreun unghi în triunghiul ABC? Da. Da. Că toți ar trebui să le vedeți. BAC egal cu B. Bun, deci îl cunosc unghiul cu vârful în A, unghiul cu vârful în B și mi-l cere pe unghiul cu vârful în C. Învățăm pe măsură ce trec zilele, inclusiv de la ei. Adică, în prima fază, chiar de la ei am învățat anumite lucruri. Sunt mai ușor de manevrat instrumentele, chiar instrumentele ca să facem desenele și interacționăm destul de ușor cu ea. Adică, mie chiar mi s-a părut că aduc un plus valoare, mai ales că e ceva ce lor le place foarte mult. Clar, tehnologia este un ajutor în învățare, mai ales că suntem și acum a 8-a și... ne ajută foarte mult, cumva economisim timp.